În videoclipul de astăzi jucăm Minecraft, dar de fiecare dată când vorbim cu jocul, acesta ne dă iteme OP. Zdrobiți și voi butonul așteptat like să strângem cât mai multe like-uri pentru videoclipul ăsta foarte, foarte interesant. Link în descriere că toate chestiile importante. Follow și pe Instagram, tkhata.ganicos, postăm acolo și facem Q&A-uri regulate și o să vă mai răspund și prin mesajele private când am timp, nu o să pot să răspund la toată lumea, evident. Deci follow și pe Instagram. Abonați-vă dacă sunteți noi pe aici și n-ați făcut-o până acum. Cum v-am spus, postăm zilnic videoclipuri și șmechere cu Minecraft, deci ar fi păcat să nu vă abonați și să pierdeți aceste videoclipuri șmechere. Oricum este gratis să te abonezi, așa că ce mai așteptați, abonați-vă. Asta fiind spuse, link în descriere către Kinguin, folosiți codul G96. În curând o să facem și un giveaway cu băieții de la Kinguin. Mereu facem giveaway cu băieții de la Kinguin, deci vizitați și site-ul celor din descriere menționați mai devreme. Asta fiind spuse, să începem și noi treaba. Haideți să nu mai stăm să o pălăvrăgim aiurea pe aici și să vorbim prostioare și să începem să vorbim chestii pe Minecraft, pentru că pe Minecraft, dacă rugăm frumos jocul, ne va da iteme OP. Și facem chestia asta scriind niște chestii prin chat, nu știu. Vreau iteme OP, te rog. Mi-a dat spawner. Mi-a dat un spawner. Ceva mai bun? Mi-a dat și aur, e ok. Hai să vedem ce, să ne facem și niște unelte înainte de toate chestiile astea, să ne facem și noi. Deși vreau diamant. Ăsta nu e diamant. Diamant. Merge și aeră, nu? Adică bă, jocul nu mă ascultă el așa cum îmi doresc eu, dar uite că îmi dă și iteme bune. Wow, ce tare. Hai să vedem, v-am spus, ne facem niște unelte rapide. Acum că avem și ironul ăsta, ne facem niște unelte de iron rapid, repejor, așa frumușel. Încercăm eventual să ne găsim și un sat ceva pe aici și să facem treaba mai departe, pentru că, na, ce pot să zic, să facem și o gălețoaică. Facem de toate pe aici, că știți cum e. Știți cum e treaba asta cu făcutul de unelte, cu făcutul de iteme la început pe Minecraft, adică nu e o chestie pe care probabil nu o știți, știi? Adică ați văzut asta de atâtea ori în videoclipurile mele și nu numai. Mă, dar spawnerul ăsta ce dă? Porcușornicus! Îl dă pe Porcușornicus, dă-mi! Mâncărică! Mai spawnează, haide! Spawnează aici o grămadă, haide! Oh! What the fuck? Zici că e un mineshaft din ăla. Deci literalmente zici că ăsta e un mineshaft. Deci eu prima dată mi-am făcut pickaxe de iron înainte să-mi fac un pickaxe de lemn sau de orice alt pickaxe. Ia să vedem pe aici ce se mai întâmplă. Îl spargem, sincer. Spawnat doar, încă doi porcușori. Și cum era al treilea. Așa. Nu știu de ce fac glume din astea foarte, foarte proaste, dar haideți să mergem pe aici, băi și fete, și să-l rugăm pe domnul Minecraft să vedem dacă ne mai dă chestii. Ceva nou? Ceva nou? Un netherite scrap, wow, ok. Ne-a dat niște netherite scrap, lucru care e foarte, foarte ca lumea, dacă mă întrebați pe mine. OP? Poți să spui că bedrock-ul este OP? Adică, da, pot să spun că bedrock-ul este OP. Ceva și mai OP? O singură bucată din asta merge. Nu este cum să vă zic eu, nu este cel mai la îndemână lucru posibil, dar merge și ăsta așa. Ce să facem și noi acum? Vreau totuși eu vreau să facem rost de credeam că e lac de lavă, dar nu este. Am crezut că e un lac de lavă aici și mă bucuram eu acolo puțin. Elytra merge și obsidian. Măsă. Battle of Enchanting. Porchi, dă-te așa că îmi iei toată experiența. Caterinca. Bă, da, chiar, eu mă gândesc că putem să faci, adică poate să ne dea iteme OP de toate feluri. Adică poate să fie și elytra, poate să fie și pickaxe de diamant. Deșertnicus. Frumos, Shainovici. Avem și un deșertnicus. Și sat. Mi-a dat un mor enchantat. Te rog. Uite elytra. Ce vă ziceam, băi, și vede că ne dă și elytra. Hai că a început și ploaia. Super, mamă, a început o ploaie din aia nebună, rău de tot. Artificii. Ne-a dat diamant. Nu-i rău. Nu-i rău deloc, dacă mă întrebați pe mine. Hai cu artificii. Ender pearl-uri.
Uite, avem și aici niște lavă. Deci care sunt coordonatele de aici? 500 cu minus 300. Ok. Lol, dude. Hai să vedem dacă putem să găsim vreun sat pe aici prin, prin deșertul ăsta. Doamne ajută. Ui, zburăm către pădurea asta, am pui mei, că văd că deșertul ăsta nu e atât de mare pe cum m-aș fi așteptat chiar și eu. Bă, dar ce baftă avem și noi cu ăștia că se spawnează așa cârnații. Probabil pe aici poate reuși să găsim. Dacă nu găsim, asta este, știi? Adică nu am ce să-i fac. Chiar n-am ce să-i fac. Mai ne rugăm. Te rog un sat frumos pentru adițul al tău. Minecraft-ule. Haide, dați like la video să faci... Oh, shit, ce pui mi-am făcut? Să facem... Stai, să facem multe plicheuri gen 10.000. 10.000. Ia mă, câte item mi-am luat? Altă litra. Bun așa, bun așa. Avem și două netherite scrap-uri, o grămadă, blocuri de iron. Ok, ok. Văd că iron-ul e mai... mai așa, cum să vă zic. Teamă, ce facem aici? Țâc, țâc, țâc. Țâc, țâc. Hai că am făcut bine aici. Mă speriați, nu știam dacă fac corect itemele astea. Dar... haideți băi și fete, Doamne ajută. Îl spamăm și noi? Mi-a dat artificii, ia că îl spamez. What the fuck, câte ender pearl-uri. L-am spamat și s-a bucurat că l-am spamat. Văd că el se bucură dacă îl spamezi, ia uite. Ja, mai avem încă o elitra, dacă se strică asta, ne mai luăm una pe acolo. Băi, eu sincer vă zic, ce se întâmplă, doctore, aici? Ce se întâmplă, doctore? Nu! De ce am parunecat? Oh, protection. That's pretty nice, să fiu sincer. Hey. Vreau să-l împing în groapa asta de lavă. Treci mă în astea de lavă. L-am bătut cu pumnul, super. Ok, vreau să iau blocul ăla de gold. Dar deși știți care este chestia? Că nu cred că are sens să facem, să luăm blocul ăla de gold. Pentru că oricum avem aici o grămadă chestii. Adică puii mei. Cred că o să trebuiască să ne facem un arc ceva. Trebuie să mai spamăm aici. Ia că spamez, mai spamez eu așa. Ia, băi tata, dar am spamat, nu glumă. O altă elitra, văd că ne-a dat și envil și diamante, văd că avem. Deci frate, nici nu știi ce să faci mai întâi, sincer. Hopa, cred că a fost puțin lag, clan. Puțin lag, clan. Chiar că da. Trebuie să ne aruncăm astea, că n-avem ce face cu ele. Niște săgețele. Bă, sunt foarte multe chestii pe care noi ar trebui să le facem, dar nu le facem. În primul rând, v-am spus, vreau să găsesc un sat ceva. Mai degrabă, nu pentru... nu pentru paturi, cât pentru mâncare. Și aș vrea să bași niște cârnați din ăștia. Hai că explodează și creeper-ul ăla în spate, ești nebun. Băgăm ăștia cu protection. Să nu se supere și piglinii pe noi, când va fi nevoie să mergem prin... Oh my god. Alo. Cu scheletoni, bă! Cu scheletonicus. Băi, frate, deci sunt foarte mulți scheleți. Deci nu cred că am văzut de mult atâția scheleți la un loc. La o altă așa. Bă, la modul că sunt foarte mulți, gen. Băi, tată! Bă, ăsta mi-a dat și arc. chiar vreau să fac un arc, dude. Lol, ce chestie. Stai așa. Hai să ăsta. Bun, le-a dat damage acolo. Bă, dar băteți-vă, mă, între voi, mă, frate, mă. Lăsați-mă în pace pe mine, ia. Hai că se bată ăștia între ei, Doamne ajută. Ia uite, se bat între ei, gat. Place de ei. Bă, ce-mi plac ăștia care se bat între ei. Uite, ăsta nu se bate cu altcineva. Mamă, băi, nene, da, sunt periculoși rău de tot ăștia. Ăsta a căzut aici. L-am auzit. Mamă, frate, era să murim. Cred că o să murim în ritmul ăsta, băieți, sincer. În ritmul ăsta, dacă nu găsim și noi mâncărică ca lumea, o să cam murim. Bine, eu și mănânc carnea asta neprăjită, adică, puii mei, și eu sunt nebun. Mamă,
Și voi știați că biomul ăsta e, cred că printre cele mai rare biomuri din Minecraft. Se numește Jungle Edge, se numește, și este biomul care îl găsești la marginea unei mlaștini combinată cu marginea unei păduri, unei jungle din asta, știi? Asta în caz că nu știați chestii despre mai... Deși avem flintăți, nu știu de ce m-am oprit să iau. Asta ca să știți și voi chestiile astea, băi și fete, adică... Dacă de la Adițu nu învățați chestii și mai crede cu Minecraft, atunci de la cine să mai învățați? Băi și fete, m-am oprit și eu aici pentru că vreau să fac portalul spre Nether. Sincer, m-am plimbat pe aici în ideea și în sensul în care poate reușesc să găsesc și eu ceva mâncărică. Dar n-am găsit nici să mă bați, frate. Face și noi experiență. Mamă, cred că ar fi mișto să faci și niște enchantment table-uri. Că avem obsidian de enchantment table, avem obsidian, avem de toate. Ia stai. Una, două, stres. 4, 5, ses. Ia stai să facem asta pe aici. Hai să facem niște scheme. Schema ță o numesc eu. Bum. Băgăm aici talpă, niște nether talpă. Și să sperăm că ne dă și pe noi undeva ca lumea. O, ne-a cam dat miștocuț așa. Puțin. Hai să ținem minte coordonatele de la asta, că nu vreau să fac un alt portal. 20 cu minus 240. 20 cu minus 240. Ok, 20 cu minus 240. Ține minte, da? Dacă nu, hai să le și scriem 20 minus 240. Haide. Și hai teme putere. Nu, de fapt era Minus 20, 240. Ce mi-a dat? N-am văzut ce mi-a dat. 20 minus 240. A, uite, mi-a dat ăsta. Bun, hai, vreau să-l mănânc pe ăsta, că îmi place. Oh my god. Dar nu îmi place deloc să mă bag cu ăștia. Haideți să mergem, băi și fete. Să sperăm că reușim să găsim și noi fortăreața. Dacă găsim fortăreața, bine, dacă nu, iară bine? Ha? Am văzut eu, mă, am ginit-o eu așa, cu ochișorii mei de cârnăcior. Ia pe aici ceva. Am văzut-o eu așa. Opa, suntem fix lângă bărbații ăștia frumoși. Bum. Bum. Hai că dintre toți. Bine că nu s-a întâmplat nimica. Stai să strângem și noi pe aici niște niște din ăștia. Niște bloculețe din ăștia, ca să putem să punem și noi frumos acolo, să nu ne mai deranjeze urâții ăștia, frumoși ăștia, pardon. Stai să facem fiți antenă. Facem și următoarea chestie, facem și un scutuleț, ca să ne fie acolo de apărare, de apărarea Maicii Domnului. Ăștia văd că o să se bată cu mine probabil, cel mai sigur. Haide, genule, dă-mi. Dă-mi tot ce poți tu. Dar nu astăzi, frate, nu astăzi. Primul venit, primul servit. Primul blaze rod. Haideți, băieți, că mai avem o grămadă blaze roduri de strâns pe aici. Asta este riscul meseriei. Riscul meseriei. Pac. Doar unul avem. Firar. Cât timp mai așteptăm pe aici să se spawneze băieții ăștia? Ia că ne mai spamăm aici astea. Spamăm aici chat-ul. Că Minecraft-ul ne dă tot timpul iteme când spamăm chat-ul. Ia să vedem, ne-a dat ceva mâncărică? Bă, la mine să tușez, nu știu ce se întâmplă cu mine, dar mereu când vreau să filmez, bă, parcă vine să tușez, mă. Poate pentru că nu prea am băut așa multă apă astăzi, nu știu ce să zic. Hidratați-vă, băi, și vede că that's the way to go. Hidratarea, boys. Hidratarea e cea mai bună. Am băgat și spawner aici. Nu, spawnerul! Cu spawnerul ăsta putem să facem mâncărică. Băgăm și pe ăsta aici, să se spawneze și ăla. Dar ăla nu spawnează blazer, spawnează cărniță și mâncărică. Lol, ok, hai. Bom, bom. Mai avem 4 momentan. Hai să-i facem și lui ăsta aici bloc, să se spawneze mai multe animale sau să se spawneze și chestii pe aici. Că din câte vedeți, am cam rămas fără mâncare, lucru care nu prea e foarte, foarte ok dacă mă întrebați pe mine. Dar asta este, n-ai ce să-i faci, frate, nu ai ce să îi faci. Și ăsta aici are nevoie de lumină, ce pui mei are nevoie? Și ăsta aici să se spawneze, porcușor. Hai, porcușor, Nicus, spawnează-te. Mă, băi și fete, am cam terminat jmecheria pe aici. Ne luăm ăsta și hai să plecăm, că nu prea mai avem mâncare, nu de alta. Doar că nu prea mai avem deloc mâncare. Și trebuie să mergem neapărat în Overworld. Mergem în Overworld, acolo unde am venit noi. Văd că avem foarte multe săgețele. Hai, mă, zboară.
Ok, noi trebuia să mergem la 240, parcă în... A, minus 20 cu 200, cu 200 sau ceva de genul. Parcă și era, nu? Pe sus, pe... A, uite-l, mă, uite-l. Let's freaking go, boys, uite-l. Let's go. Am făcut rost de avem, frate, să ne spălăm cu ele pe cap avem. La Ender, Perlitos, Perlitos, Papitos. Știu că aveam și chestia aia de acolo, dar parcă n-aș vrea să mă duc. Ia să vedem. Facem aici ăsta să se spawneze. Se spawnează și el prin apă? Nu se spawnează în apă, dar nu nicio problemă, no problem. Take aspirina. Hai că e aspirina dacă e. Nu! Viața mea. Dar bă, frate, dar pe aici, pe nicăieri, bă, nicio... Efectiv, nicio insulă, ceva, chestie scufundată pe aici, ce avem acolo? What? Alo? What? What the fuck, bro? Alo? Bă, ăsta-i stronghold-ul. Lol, ce coincidență. What the fuck? Bă, așa coincidență să nebunesc. Lol. What? Așa coincidență? What the actual fuck, dude? Deci o așa coincidență n-am mai văzut, dude. What the fuck, dude? Alo? Sunt la camera ascunsă. Dude. Bă, fără nicio chestie, dar... Deci am văzut, deci nici n-am văzut-o. Deci nici n-am văzut ăsta. Deci literalmente nici că am văzut ăsta, mă. Stronghold-ul, că era fix lângă noi aici, dude. Deci care erau șansele, bro? Deci efectiv care erau șansele? Stai să fac și unul, să pun și o crafting table-ul aici. Să-mi facem un furnal din ăsta rapid. După aceea să-l transformăm pe ăsta într-un smoker, ai, nu? Punem și astea pe aici. Dude, dar care erau fucking șansele, dude? Dacă mai merge și noi pe aici, mai explodăm și noi chestiile astea, că și sunt interesante și lucrurile astea de pe aici. De the exploration. Hai că poate vrea și delfinul ăsta să fie și el gagiu cu mine. Hai. Hai, frumosule. Ține-mă și pe mine aici să not rapid. Mă ții și pe mine să not rapid? Hai că mă mai ține dacă e. Nu mă mai ține. Să vedem și noi pe aici. Mâncărica. Ok. Repede, repede. Repede. Nu. Uf, cam aproape clan. Cam puțin cam aproape clan. Parcă prea aproape așa. Jesus. Hai să vedem supa asta suspicioasă ce ne dă. Și o, ne-a dat regeneration, văd. Sau ceva de genul. Cred. Parcă așa mi s-a părut, că ne-a dat regeneration. Stai că avem aici 6 puinici. Ai, că sunt băiat. Wow, fii antenă. Fii antenă ce să-mi fac. Săbioanță, boom. Nicio problemă, nicio problemă, boom. Boom, smithing table. Boom, smithing table-ul. Nicio problemă, nicio problemă. 4 din ăștia. Cu 4 din ăștia ne dă un din ăștia. Un din ăștia și cu un din ăștia. Man. Mare sabie de netherite. Și și-a făcut bărbatul ăsta frumos. Ho-ho-ho. 6 săgețele, cam nasol. Cam nasol cu săgețele, dar nicio problemă. Bă, eu zic că suntem cam gata. Ar trebui să fim cam gata, dar parcă totuși aș vrea să mai stau să mai fac aici mâncărică. Să stau să mai strâng niște mâncărică, pentru că mi-e cam aiurea să nu rămânem fără mâncare, frate, când ne batem cu dragonul. Pentru că nu avem paturi, pentru că suntem pe server și nu putem să-l batem pe server cu paturile pe dragonaș. Înțelegeți? Și din cauza asta trebuie să mai stăm puțin pe aici să mai facem mâncărică ceva. Nu știu, să sperăm, Doamne ajută, Balah, nu știu, Dumnezeu, oricine aude, te rog, dă mâncare aici. Dar eu am uitat, băi, și fete, că avem aici, putem să spamăm, să ne dea mâncărică sau ceva de genul. Ăsta n-am nevoie, ăsta n-am nevoie, ăsta n-am nevoie. Gold-ul n-avem nevoie, oricum iron-ul la fel ar fi irelevant. Anvil-ul la fel, pui mei, adică avem foarte, foarte multe iteme, dar n-avem, zic, avem multe iteme din astea așa mai interesante. Da, uite, spamăm. Ce zice jocul? Te rog, mâncare. A, mi-a dat mâncare, uite.
Uite și emeralde. Puii mei. Sunt multe, multe chestii, dude. Multe, multe chestii. S-a mai spawnat pe aici numai. Eu zic să mergem, băi și fete. Dacă tot avem l-avem pe genuțul ăsta aici frumos, să mergem să vedem și noi elegant cât de cât, așa. Dacă oh, bă, care dai, mă, cu tridentul. Să vedem acum dacă reușim să găsim ăsta, zic, camera misterelor. Camera în care se află și portalul. Pentru că acolo e șmecheria adevărată, acolo începe distracția. Până atunci ne plimbărim pe aici și noi, că n-avem ce să facem altceva. Efectiv, cu cine să te cerți, când ai cu cine să te cerți. Mergem și noi pe aici. Mai avansăm și noi așa, pui mei, ce să mai... Intrăm prin cuștile astea pe aici, random. Că n-ai cum... Opa, îți mulțumesc! Știu că și aici era mâncărică. Salut, salut și tu. Bum, bum, fraiere. Mâncărică și aici, bun, bun, bun. Dar fie antenă, ce putem să facem? Să facem următoarea chestie, băi și fete. De ce sunt fraier? De ce sunt fraier să arunc gold-ul? Nu-l aruncăm, ia uite. Uite, tat, golden apple. Golden apple. Tat, golden apple, ia uite. 6 din ăștia avem. Asta de aici ce face? Ia să vedem pe aici ceva. Bă. Uitaș mai tra-la-la. Mai ding-ding-dong. Așa, cad și tu. Ca și... What the fuck was that? Ați văzut cum a căzut ăla? S-a sinucis așa, parcă. Alte mere, mericioaice. Perlitos, papitos, parpalitos. Pac. Ia mă, să ne batem cu ăștia mai degrabă. Stai puțin. Să facem săgeți. Eu că sunt, nu prea sunt creier momentan. Dar ar trebui să fiu uitru pe ăsta. E băgat la zdup. Zdup și zdup. Nu vă omorâți între voi, frumoșilor. Că am nevoie de săgețelele voastre. 10 săgețele momentan. Dar asta este cu cine să mă cer până la urmă numai pe săgețile astea. Că n-am ce să fac cu ele. Adică n-am ce să fac. Sunt la latitudinea lor, practic. Uite, băi, frate, dar sunt ăștia aici, bă. Nu glumă. Sunt mulți rău de tot pe aici. Oh my freaking god, dude. Opa. Salut. Bă, dar ce slabă e sabia asta. Mi se pare așa că parcă nu dă damage. Ca un toporceanu. Toporceanu oricum dă foarte mult damage. Hai că stai și într-un mineshaft aici. Combinația fatală, ești nebun. Stronghold și mineshaft. Deci, literalmente, e combinația fatală. Ia uite diamante, lol. Cine s-ar fi așteptat, dude? Am găsit și diamante. Lol. Câte sunt? E doar unul singur, cred? Da, doar unul singur. Da, mă, că n-am luat și pe ăsta. Și că suntem bogați, facem asta. Bam. Lol. În sfârșit, dude. În sfârșit, dude. Nu a explodat creeper-ainule, creeper-ainule. Nu a explodat creeper-ainule, că dacă explode s-a dus totul. Ok, gata, n-a explodat. Elegant, frumos. 13 din ăștia, nicio problemă. Netherite scrap, nu avem ce face cu el. L-am aruncat în lavă și eu, ce nebun. Astea așa, artificii avem câte vrem noi. Mamă, avem o grămadă artificii, frate. Hai să batem, băi, băieți. Și fete, evident că și fete. Am speriat, am crezut că mi-am aruncat blazurile. Dude, ce atac de panică așa. Mini atac de panică am avut, ești nebun. Ok, bom, 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 bom. Ia uite. Asta chiar mi s-a părut relativ ușor. Relativ ușor, ușor challenge-ul ăsta. Hai să băgăm cărnița aici să mâncăm. Activăm și noi hitbox-urile, elegant, frumos. Cât de cât. Și hai să dăm și noi pe aici să zburăm. Să nu ratăm efectiv nici o chestie din asta. Ok, nicio problemă, nicio problemă. Mai dăm o artifică din asta, dragonașule. Hai că mai dăm încă una așa. Ok. Hai să vezi, tata, ia fi antenă. Și pac, pac, pac. Oho, frumos, frumos. Ia fi antenă. Pac. Opa, mi-am luat puțin damage acolo. Nu, am dat pe lângă. Stai să iau artifica. Artifica, doamne, săgețoaia înapoi. Mai avem 6.
Nici o problemă, dragonule, știu că e supărat pe mine că scam dau damage și că scam fac șmecherele pe aici. Eu uite-l nebunul. Pac. What the fuck? Dude, cum am putut să o ratez pe aia? Explicați-mi și mie. Da, e ok, se mai întâmplă și la case mai mari. Se întâmplă și la case mai mari, băi și fete. Hai, și ăsta? Pă bune. Vorbești serios cu mine? Hai. Hai, măcar pe asta să... Jesus fucking Christ. S-a băgat ăsta neamitică în față. S-a băgat neamitică în față și îți dai seama. N-am mai fost concentrat, că l-am văzut așa frumos. Am zis, mamă, cine e frumușenia asta? Dragonașule, poate faci părgiu. Da, face părgiu, n-am sigur. Taș. Măcar dacă punem astea aici... Bă, putem și noi, mă, să ajungem acolo să spargem ăla, frate, sau sal. Păc. Gata, n-a spart pe ăsta așa. I-am dat ceva damage la dragonaș. Dar doar așa, de control, cum s-ar spune. De control. Hop. Hai să picăm și noi pe aici, prinăuntru, să nu spargem pe ăsta așa ca fraierii. Ar fi chiar foarte nasol. Și să începem și să facem și noi scheme pe aici, schema ță. Schema ță o numesc eu pe asta. Care te pui mai în spate, pui ăsta așa în față și îl explodezi ca să nu-ți dea damage. Și acum gata. Dragonelu. Ciucanelu. Bă, bă, ce dai așa? Dai așa, tată. Nu mai ai ce să faci, dragonașule. I-am dat hit. I-am dat hit, boys. I-am dat mare hit, ești nebun. Dragonașule, ia de aici. Credeți că poate să-mi dea demis să mă bată? Opa, chiar cred că poate să-mi dea demis să mă bată, sincer. Trebuie să mănânc și o mere din astea. Că e cam nasol. A, face părgiunai, nu face părgiunai, nu, repede, 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 să-l batem, să-l batem, să-l batem. Îi dăm la cap acolo. Îi dăm la cap aici. Bom, 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 bom. Dă-i, tată, nici nu vreau să sar, nici nu vreau să sar, frate, că dacă sar, e nasol. Ho! Ah! Puțin cam aproape. Puțin cam aproape clan, dar nicio problemă, ia. Ha! What? 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 Pă bune? Pă bune, dude. What the fuck, bro? What? Stai, noi trebuie să mergem, cred că în partea aia în dreapta, așa. Stai că trebuie să ne mai dăm aici iteme. Uite, avem artificii. Dude. Care erau fucking șansele, dude? Stai. Dă și mie o, băi, frate, deci așa ceva n-am văzut, uite. Mi-a dat o elitra din asta. Hai să ne ducem acum înapoi după ăla. Jesus, dude. Parcă era pe la vreo 500, fiți atent, era parcă pe la vreo 500 cu 1000 și ceva. Așa ți minte. Haideți că trebuie să mergem acolo, boys. Pă bune, dude. Deci eram sigur că... What the fuck, dude? Doamne ferește. Și am ajuns aici înapoi, băi și fete. Haideți să mergem acum înapoi la portal să-l găsim. Doamne ajută, bine ar fi să reușim să-l găsim. Aoleo, doamne. Doamne, ia-mă, doamne. Unde sunt itemele, mă, frate, mă? Uite-le. Jesus. Lol. Doamne, ferește-mă, voi, frate. Ok, unde e sabia, toporul? Hai să o luăm și noi mai chill. O luăm și noi mai chill, chileanu, așa. Că văd că nu prea a mers treaba atât de frumos cum ne-am fi dorit și noi. Unde e, mă? Stai, câte săgeți mai am? Doar două mai am. Haide să, cu săgețile astea să fie măcar ultimul hit, să dăm ultimul hit cu săgețile. Așa, hai că vine la părgi. Mamă, ce moftic, când avem și noi acolo niște chestii mai ca lume. Să-i dăm mai tare, dar oricum să o ducem destul de ok. Că se putea mai rău, credeți-mă, se putea tot timpul se poate mai rău. Mamă, da, se aude. Ho, ho, ho. Să mergem acum din nou spre el. Mamă, frate, dar te aruncă în uglu, mă. Deci te aruncă în uglu, mă, dude. Măcar să pot să-i dau și eu damage acolo, hai.
Mai încercăm din nou, dragonașule. Băi, frate, dar asta nu se joacă, mă, nene. Hopa, vine din nou la părgi. Băi, cam îmi place părgiul line-ul ăsta așa. Așa am observat. Nu! De ce pui mei? Pă, bune, dude. Ok. Unde-i capul? Ha. Ia! A plecat și acum ultimele hituri, boys, cu săgețile. Bam! Și ultimul hit, ăsta e ultimul hit, fii antenă. Bam! No! Am dat fail cu ultimul hit! Pă bune! Fucking hell, bro! Pă bune! Nici o problemă, ia! Hai, dragonașule, vină încoace, lasă-mă să-ți dau măcar un hit. Oh my god, mă bate ăsta de mă rupe. Vino să-ți dau un hit-ul line-ul. Și... și... ia mă hit-ul de aici și taci din gură. Bam! Nu i-am dat! Hai că face părgiu. Jesus freaking Christ, dude. Doamne ferește, mă. Trebuie să mă chinui cu el, să joc tango cu el. Îi dau cu pumnul. Vreau să-i dau cu pumnul, frate. Hai. Unde ești, mă? Gata, n-am bătut cu pumnul. Let's freaking go, boys. Ia uite ce frumos, mamă, ce-mi place. Mi se pare atât de mișto când văd chestia asta. Cea mai satisfying, una dintre cele mai satisfying chestii din Minecraft, credeți-mă. Haide, experiență, 69, level 68, nu! Mă, băi și fete, cam asta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Eu am fost băiatul Redisul, ne vedem și ne-am zis data viitoare. Hai, pa!